Într-o zi obișnuită, piețele din municipiul Suceava erau pline de cumpărători la orele prânzului. Zilele acestea, imaginea se schimbă, găsim doar câțiva comercianți zgribuliți și înghețați și doar câte un cumpărător care s-a încumetat să facă piața la minus 15 grade Celsius. De teamă că produsele vor îngheța pe mese și apoi se vor strica, cei mai mulți vânzători nici măcar nu s-au mai obosit să vină în piață. Cei care au avut curajul să expună marfa s-au trezit că în câteva 10 de minute legumele au înghețat și mai mult decât atât, nici nu vine nimeni să le cumpere. Acum se expuse, nu știu dacă au o jumătate de oră. Și dacă ele îngheață, mai vine cineva să le cumpere? Nu vine nimeni, să știți. Le luăm, le ducem la animale acasă și iar venim în piață și asta e viața. Cât vă dau? Nu îngheță. Să știți că cel mai mare principiu, nu știu dacă piața nu este o jumătate de ori, acoperită. Nu vă explică că sunt înghețate? Nu, nu sunt înghețate. Nu, rădăcinoasele nu au nimic dacă îngheață. Chiar nu au nimic. Dar ați reușit măcar să vindeți ceva? Sau foarte puțin, de nici 20 de lei n-am în vânzare. În două ore. Ultimele zile nu se vinde absolut deloc, nimic. Toată lumea de pe piață știe că îngheață. Înghețăm și noi și marfă. Foarte frig, doamnă. Îngheață marfă. Cei care au venit totuși cu marfă spun că stau doar câteva ore până îngheață și ei și marfa, după care, fără prea mulți bani în buzunar, pleacă acasă. Se merită să veniți să stați în frig aici? Dar nu știu, stăm câte o oră, două, de la amiază plecăm. Nu vedeți că strângem, că suntem... Dar ați venit, a stat puțin și acum strângeți și plecați, nu? Plecăm, da. Comercianții mai spun că situația ar fi evitată dacă piața ar fi complet acoperită și împrejmuită. Vii dimineața, da. Și sunt fresh, adică proaspete. Dar până stai 10 minute, 20 de minute, îți gata înghețate. Și normal, dacă nu avem condiții să fie păstrate, să avem cum să le expunem, să fie un... cum să vă spun, un mediu în care omul când vine să găsească ce-i trebuie și să cumpere cu plăcere. Dar dacă e așa o piață care e neorganizată... Dacă ar fi puțin acoperită, deci acoperită piața și ar fi condiții, ar fi mult mai... Mai sunt piețe, doar și peste toate județele, dar sunt acum sunt închise, sunt altfel. Pe cele câteva tarabe cu produse din piața mică nu găseai decât murături, semințe, fasole, rădăcinoase și câteva legături de verdeață care arătau de parcă ar fi fost scoase din congelator. Cei mai mulți dintre producători și-au luat astfel un mini-concediu și cel mai probabil acesta se va prelungi pe toată perioada codului portocaliu, adică inclusiv la sfârșitul de săptămână care urmează.